pentru aceste momente frumoase. Doamna Sorana ne-a mângâiat atât de mult cu aceste amintiri inedite, multe lucruri pe care le-am aflat. Sunt convins, pentru prima dată în seara aceasta, de suflet, mulțumim tinerilor actori pentru acest moment de sensibilitate poetică și îl rugăm acum pe domnul Vlad Cioban să ne vorbească despre proiectul domnului sale în ceea ce privește Constantin Brâncuș. De
Vasile Georgescu, paleolog, care pe mine mă emoționează foarte tare. Exista în Craiova o femeie, căreia nu i se mai păstrează numele, i-a rămas doar porecla, Jidovchița Plângăreață. Istoria ei este simplă și tragică. Era originară din Bar, din Polonia, și a fost singura supraviețuitoare a unui cumplit pogrom, a fost salvată de un om milos, ascunsă în prolată, într-o căruță și adusă în România. A rămas profund marcată, a rămas șocată, drept care, atunci când întâlnea privirea unui om, izbucnea în plâns. Cei de acolo o respectau, o tratau cu toată înțelegerea, dar uite că numele ei s-a pierdut, a rămas doar această poreclă. La un moment dat l-a rugat pe Brâncuș, când el era elev la Școala de Arte și Meserii, să-i facă o lacră în care să-și pună puținele obiecte care i-au rămas de la familia ei. Și el a făcut-o cu toată dragostea, decorând-o cu flori de lăcrămioare, în sfârșit foarte frumos. Ea s-a bucurat, n-a avut cu ce să-l plătească, s-au privit în ochi și a fost de ajuns. Dar din acel moment, acea femeie n-a mai plâns. Ba chiar uneori era surprinsă surâzând. Este impresionant și lucrurile nu se termină aici. După ce au fost refuzați banii pentru generalul Davila, revoltat, a plecat la Craiova, unde spera să obțină niște bani pentru un portret pe care îl făcuse unui primar, Gheorghe Închisu. Nu i-au obținut nici pe aceea, dar prietenii s-au adunat, el știau că pleacă pe jos, s-au adunat, un cizmar i-a făcut cadou o pereche de ghete, în sfârșit. Și tocmai când s-au ridicat, era un restaurant, s-au ridicat și loc să-și ia rămasul bun, printre oameni și-a făcut loc Jidovchița Plângăreață, care i-a închis un pachet. În pachet erau 4 pieți afumați de găscă, în care specific el găscă. El a întins să-l aibă pentru drum și i-a spus așa: Costache, dumneata, să nu semeni cu nimeni, să semeni doar cu Dumnezeu. Vasile Georgescu, paleolog, are avantajul că a beneficiat de mărturisirile îndelungi ale lui Brâncuș și, în sfârșit, multe din ceea ce povestește el sunt, practic, amintirile chiar ale lui Brâncuș. Ceea ce voiam eu să spun este că materia primă cu care a lucrat Constantin Brâncuș este universul copilăriei. Pentru că el, copilărind într-un spațiu magic, construit pe principiul omologiei cosmice, așa cum este satul, nu numai la noi, dar satul românesc și gospodăria țărănească, cu întreaga lui paletă de obiceiuri, ritualuri, ceremonialuri, dar chiar o lume pe care am considerat-o astăzi stranie. Cum am putea caracteriza astăzi amintirea lui cu mortul înghețat? Era o iarnă cumplită, nu puteau fi săpate gropile, deci nu puteau fi îngropați morții și el, copil fiind, vizitând, umblând, a găsit în
cercatul, prisma unei case, un mort care era sprijinit de perete ca un lemn. Era înghețat și sprijinit ca un lemn, așteptând un moment mai prielnic ca să poată fi îngropat, după cuvință. Deci a trăit într-un spațiu și în mod simplu, pe care osmotică și-a însușit, a fost atent al acestor ceremoniale religioase și nu numai creștine, așa cum știm că satul românesc a avut și încă mai are. Din acest spațiu magic a plecat și rând pe rând, pas cu pas, s-a înstrăinat, mai ales prin formele instituționalizate ale instrucției sale. Școala de Arte și Meserii, ca să folosesc un termen dintr-o romanță a lui Vasile Alexandri, a dat o penenție. S-a îmbrăcat mențește și a intrat în acest spațiu. Mai ales că la Craiova, la Școala de Arte și Meserii, avea profesori austrieci. Cei mai mulți dintre ei erau austrieci. Și apoi la București, Școala de Belle Arte, la Paris, culminând cu Rodin. Și încet, încet el s-a format ca un sculptor, care nu mai avea legătură prin ceea ce făcea cu locul din care plecase. Pentru că a devenit sculptor român, asta nu se face prin buletin, prin actul de identitate, ci prin propunerea, prin calitatea și structura discursului plastic cu care în clipa în care a plecat de la Rodin, Brâncuș era un sculptor care putea să execute comenzi publice, așa cum avem în piața universitară. Care sunt sculpturi făcute de sculptori români, dar nu e sculptură românească. Așa cum în perioada elenistică, tot bazinul mediteranean era plin de sculptură grecească. O numim elenistică. Prin urmare, a avut o întâlnire și aici, prin domnul Cristian Robert Belescu, înțeles asta, întâlnirea providențială cu Erik Satie, care i-a adus plata, așa cum mărturisește, cum spune V.G. Paleologu. Mai mult decât atât, l-a luat și l-a dus între artiștii care își puneau întrebări. Aveau mai puțin de răspunsuri, își puneau multe întrebări. Adică Picasso, Russo, Vameșu, Modigliani, între cercetători. Tot atunci a întâlnit, a ajuns la Paris și era în vogă arta neagră, arta exotică. Numai că pentru Brâncuș această artă nu era deloc exotică. El copilărise în această artă, în măști, în tot felul de mămâi, în tot felul de înfățișări cu funcții magice. Și atunci, tot atunci a întâlnit și pas cu pas a dat de imnul de Cartea Tibetană a Morților și încet, încet, prin lecturile acestea, mai mult decât atât, a citit, avea în bibliotecă Regele Lumii a lui René Guénon și de fiecare dată Brâncuș, atunci când întâlnea cărți care îl marcau, reacțiile lui erau în sculptură. El nu citea cărțile, le trăia și le se exprima în raport cu aceste revelații pentru el produse de cărți.
lecturilor, a reușit să înțeleagă valoarea materialului de acasă. Așa se face că, după părerea noastră, universul tematic al lui Gâlcuș este influențat de Platon, așa cum sunt de acord cu ceea ce spune domnul Cristian Rădărescu, din, ba chiar teme tanto polemice cu Rodin, dar universul formal, forme, felul în care acestea se angajau în spațiu și respirau în spațiu și își asumau spațiu și felul în care se relaționau și se relaționează, acestea sunt luate din universul copilăriei, pentru că n-aș fi putut să lucreze cu el, cu ele, în felul în care a lucrat, decât plecând de la gradul de consubstanțialitate pe care el îl avea cu aceste forme și cu acest univers al începutului. Tânăr fiind, mă rog, la niște filmări, am ajuns la Sarmise de Tuza și acolo mi-am pus întrebarea dacă nu cumva și la Târgu Jiu avem tot un spațiu sacru cu funcții religioase, de altfel calea eroilor, majoritatea o urmează via sacra, așa că un prim argument ar fi fost. Și atunci m-am întrebat care sunt regulile elementare pe care un spațiu sacru, o incintă sacră, trebuie să le respecte. Și am spus raportarea la punctele cardinale și o imagine pentru ochiul de sus. O să încerc să vă desenez, pentru că e mai simplu. Din păcate, e destul de mic această toală, dar o să încerc să vă desenez și poate că în felul ăsta sunt ceva mai elocvent. În anumite mitologii,
După ce ouul cosmic a ieșit din apă, degeaba este aici pe malul Jiului, vom ajunge și la simbolul apei, ouul cosmic s-a odihnit în floarea unui lotus, o noapte cosmică. Între altele, poate fi și simbol floral. Simbol floral care poate fi întâlnit și în catedralele gotice. Simbolul floral care include centrul, puterea lui de iradiere și de manifestare. Cercul este universul necreat, sfera, și cercul ca expresie plană a sferei reprezintă în simbologie centrul, punctul este cel mai important simbol pentru că el este considerat sămânța lumii, asimilat un mânc cu bobul de grâu. Apoi avem aleea scaunelor. Trebuie să vă spun că nu există bibliografie pentru aceste elemente. Ori eu mă îndoiesc că Brâncuș a venit la Târgu Jiu în culmea puterii lui de creație ca să decoreze un parc pentru îndrăgostiți. Sunt 15 scaune, nu o să fac eu chiar 15 într-o parte, 15 în cealaltă. Important este imaginea de ansamblu, de vedere. Dacă această cale merge până sus. Nu există bibliografie, n-am știut de ce să mă arăți și am căutat. Și în Mircea Eliade am găsit următorul lucru. Un arheolog, Gerasimov, a descoperit într-un sat, un sat arheologic în Siberia numit Malta, Mal-ta, în care toate casele erau împărțite în două. Și așa ca și astăzi la noi în biserică, partea stângă era feminină, au fost găsite numai obiecte de uz feminin și partea dreaptă obiecte de uz masculin. Eu cred că lucrurile pot fi gândite și așa. Omul, ca modul cosmic, chip și asemănare, în clipa în care să nu uităm nicio clipă că acest ansamblu este închinat eroilor. Eroilor de la Târgu Jiu. Dar nu cu un aer războinic. Brâncuș, așa cum s-a spus mai devreme, n-a dorit un monument triumfal, declamativ, patetic și eventual chiar agresiv. Dimpotrivă. Și atunci, el a pus, odată cu aia cu, cum să spun eu, cu acest discurs cosmogonic, se poate vorbi și despre nașterea și despre om. Omul ca ființă simplă în acest cosmos. Se naște din lichidul amniotic, dar devine om din clipa în care capătă identitate religioasă. Și această identitate religioasă îi este acordată după toate normele de către comunitate și are loc primul prânz inițiatic care este botezul. După care omul devine, în mod firesc, în comunitatea lui. Pe feminin și masculin. La 15 ani, de asta sunt 15 scaune, după părerea mea,
La 15 ani, și întâlnim asta și în Eliade, și există multă bibliografie în privința asta, aveau loc riturile de trecere de la adolescență la maturitate. Când fetele aveau dreptul să se mărite, iar băieții aveau dreptul să cuvânteze în comunitate, să poarte arme și să participe la vânători și la activitățile comunității. Din clipa aceea, ei deveneau apți să se reunească. Și vorbim aici de poarta sărutului. În timp ce aici, la masa tăcerii, vorbim de principiul cercului, la poarta sărutului vorbim de principiul pătratului. Cu arhitrava, cei doi stâlpi și sărutul, care este reîntâlnirea, refacerea Marelui Unu, a Marelui Androgin, a oului, în sens simbolic, a oului cosmic. Pentru că despărțirea oului cosmic a născut între altele și masculinul și feminin. Și, dar, aceste lucruri, iarăși, ceva care nu are bibliografie, aceste bănci laterale poate să aibă. În simbologie, scaunul sau banca cu spătar semnifică tronul. Păi, discutăm aici întâlnirea aceasta dintre masculin și feminin, tot sub semnul normelor comunității și normelor religioase trebuia să se petreacă. Adică a scaunului patriarhal și a scaunului voievodal. Legea cezarului și legea lui Dumnezeu. Din clipa aceea, ei, formând un nou nucleu cosmic, ieșeau din raiul casei părintești. Și poarta sărutului nu este numai poarta sărutului nupțial, este și poarta sărutului de despărțire, a iertării, a binecuvântării. Dar, aici vorbim de viața obișnuită. Erou este cel care renunță la această viață, își asumă problemele comunității aflate într-un moment de criză, cum este războiul. Și, în mod temerar, călătorește precum Gilgamesh în căutarea marilor lucruri. Către răsărit. La egipteni, coloana, obeliscul, înseamnă prima rază de soare. De altfel, după părerea mea, aceste elemente sunt reluate în diferite forme de către brâncuși și ajunse până la coloană. Pentru că modulul de expresie la coloană nu este cel despre care s-a vorbit. Modulul de expresie al coloanei este acesta. Acesta de care s-a vorbit este modulul de turnare. Pentru că era normal, e mai simplu să torni o formă așa. Am aici un coleg care mă poate sprijini în privința asta, mai ales că el lucrează mult bronz. Și sigur că nu există varianta coloanei în care vreodată să se fi terminat așa. Modulul de expresie, așa cum spun, este acesta.
Coloana poate însemna prima rază de soare. Poate însemna că tot s-a folosit cuvântul marcică și ragul de mătare. Rugăciunea de dimineață. Pentru că cei vechi și cei adevărați de astăzi trăiesc ziua ca pe un ritual. Paranteză, am ajuns o dată la Sigăstria, la Părintele Cleopa și eram acolo pe bănci, a apărut Părintele și cum era Sfinția așa, Sfinția sa, zice, bă, știți ce-i cu voi? Voi nu mă rugați destul. Tu, îi spune cuiva. De câte ori, când te rogi dimineața? Păi Părinte, nu mă rog. Păi de ce nu te rogi? Păi n-apuc când mă duc la servici. Și cum? Te duci la servici așa mort? Da, asta e. Dacă nu intri în zi ca o ființă rituală, riști ca într-adevăr în ziua aia să fii mort. În sensul ăsta vorbim. Este lancea Sfântului Gheorghe, cel care omoară balaurul tunericului, care îl numește, pentru că este raza de soare care ucide teluricul. Multe. Nu vreau să insist asupra. Învins sau învingător, eroul se întoarce. După ce, sigur, a existat sărutul de despărțire al eroului de comunitatea lui, în clipa în care a plecat, învins sau învingător are loc sărutul de reîntâlnire al eroului cu comunitatea lui. Este sărbătorit sau este comemorat? Sunt pragurile care la noi se fac. Și ultimul prânz inițiatic, după care este trecut peste apă în tărâmul dreptei. Așa. Cum se spune în simbologie și în simbologia creștină. Se vedea semnificația Mont Saint-Michel în Franța. Dar asta e o imagine. Am spus că vor fi un traseu și caracterul inițiatic al acestui traseu. Prin ce poate fi el, prin ce te obligă să-l parcurgi cu respect, în tăcere, nevorbind tare și cu gânduri mai bine controlate. Privit de sus, de la est către vest, avem o cruce încoronată, îmi pare rău că am pus-o invers, îmi pare rău tare, dar avem o cruce încoronată și o cruce încoronată nu poate fi decât sugestia prezenței prin absență a trupului sfânt, a trupului răstignit, care este pantocrator. Pentru că de aici, aici e parcul. Parcul în simbologie, grădina, înseamnă, semnifică rar. Nu e interesant faptul că orașul este la răsărit de acest parc. Deci la răsărit de rai. Mânerul acestei spade se află aici. Dar lama ei de foc, pentru că coloana este trecută prin foc, singura sculptură trecută prin foc, mai mult decât atât, alămită. Brâncuș nu putea să facă lucrurile astea din întâmplare. Relațiile astea nu s-au stabilit întâmplător. Nu e un hazard. Faptul că el nu ne-a spus decât atât, în mod eliptic, v-am lăsat bucurie curată, poate să aibă ceea ce spun eu, nu e literă de lege, e o ipoteză,
așteptând toate admonestările colegilor, sper că asta să se întâmple, pentru că nu poate fi decât constructiv. Iar invers este, deci este sabie, sabia Arhanghelului Mihail, sabie dreaptă, care are funcție protectoare, dar cu condiția respectării normelor. Pentru că altfel această sabie poate fi pedepsitoare. Ea este consubstanțială cu simbolul Marele Judecător Iisus Pantocrator. Eu am simplificat acum foarte mult, pentru că sunt și destul de intimidat, sunt un stângaci vorbitor, mai ales după antevorbitorii mei, nici nu e greu. Toate lucrurile astea au o rădăcină. Există o sculptură a lui Rodin în care practic a revoluționat, poate într-o măsură mai mare decât chiar Balzac și alte sculpturi, limbajul sculpturii. Sculptura în gramatica etică, în limbajul etică. Burghezii din Cale. Până la Burghezii din Cale, un grup statuar era făcut în așa fel încât golul era contextual. Personajele erau totdeauna lipite unul, aproape totdeauna lipite unul de celălalt. Golul era o rezultantă doar un simplu context al plinului. Dintr-o dată, Rodin a acordat spațiului niște funcții mult mai mari. Golul a devenit, de fapt, subiectul. Personajele nu erau decât reperele acestui gol. Nu știu cât, probabil că nu prea se cunoaște legenda acestor burghezi din care Henric al II-lea, al Angliei, a asediat Caleul, nu s-a predat până la urmă, din cauza nevoilor s-a predat. Și ca să ierte orașul de jaf, de regula timpului, jaful de 3 zile, a cerut ca principalii 3, principalii 6 cetățeni ai orașului, burghezi, burghezi în sensul de burg, de cetate, în sensul termenului de atunci, să-i predea cheile orașului. Orașul avea probabil 6 porți. Și urmând ca el să-i decapiteze. Deci acești oameni se îndreptau de bună voie către moarte cu cheile în mână. Fiecare era singur. Era un grup, dar în același timp era singur. Fiecare era însuși. Henric al II-lea i-a iertat, dar importantă este predispoziția de a fi erou. Uneori, istoria e blândă și nu te pune la încercare. Dar e bine ca cineva să aibă puterea jertfei și să aibă curajul de a merge așa cum acești burghezi, până la urmă, știind că se duc să moară. Deci, revenind, el a restructurat raportul dintre plin și gol, lucru care a fost după aia preluat de Giacometti, unde spațiul este mult mai activ, este un spațiu violent, un spațiu devorator, și de Brâncuș, unde spațiul este un spațiu sacru, este un spațiu, pentru că din clipa în care el a venit la Târgu Jiu, obiectele astea nu mai au, aproape că nu mai au funcții de sine stătătoare. Ele sunt repere pentru semnificarea unui spațiu.
Pentru că putem vorbi aici despre pronaos, putem vorbi aici despre stranele din biserică, putem vorbi de catapeteasmă, cu scaunul patriarhal și scaunul voievodal, și vorbim despre altar care este la est, care este flacără și care este rugă, se înalță și rad de mătănii, prima rază și așa mai departe. Prin urmare, eu cred că poate că ar trebui să reevaluăm acest loc și să gândim altfel și cred că biserica ar trebui să se gândească mai serios la asta. Vă mulțumesc!